Vă invităm să facem un tur virtual al unui teatru de la noi din țară, că tot deja avem undă verde la spectacole, să vedem cum vă pot surprinde actorii care de mult nu au auzit aplauzele noastre. Teatru, atât de frumos și atât de multe semne de întrebare ridică doar gândindu-te la ce se întâmplă pe scenă, dar și ce se întâmplă în afara scenei și tot ce înseamnă teatru. Astăzi, la aniversarea centenarului, domnul Hadârcă ne va face un tur al Teatrului Național Mihai Eminescu pentru a afla tot ce se întâmplă. Bună ziua! Bună ziua! Nu știu dacă veți afla tot ce se întâmplă, dar parțial, da. Edificiul a fost ridicat în anii 30. Teatrul inițial și-a început activitatea în localul Clubului Nobilimii, actualul cinematograf Patria. În anii 1870, circul lui Führer, există în arhive poza cu circul. Alexandru Bernandați, arhitectul, a reconstruit acel circ într-o sală de teatru cu 750 de locuri. Uite, aici este un panou și sus e trupa Teatrului Național cu Ludovic Dauș, directorul de atunci. Să intrăm doar un pic să vedem cum arată acum teatrul în pandemie și cât de greu este să intrați dumneavoastră și să vedeți sala goală. Ultimul spectacol care s-a jucat în scenă și se mai vede decor acolo în fundul scenei de la Dosarele Siberiei a fost ca o ghilotină decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a asista activitatea teatrului. Benjamin Apostol, iarăși eu a făcut un tandem revoluționar, neobișnuit cu dramaturgul Dumitru Matkovski prin acele spectacole montate pe scena Teatrului Național, când presa timpului scria că s-au și rupt și ușile, spectatorii își doreau să vadă spectacolele. Inițial s-a numit Teatrul Național, după care, ținând cont de edificiu și din criza economică, s-a numit Palatul Cultural. A fost luat de Curtea de Apel, Palatul Justiției, pe urmă în 38 edificiul ăsta, prin ordin regal, regele decretase la 20 de ani de la Unirea Basarabiei ca să fie numit Palatul Unirii. Pe urmă a venit ocupația în 40, s-a numit Dvoreț Iscustu și din 54 până în 80 activau în scenă teatru dramatic și teatru de operă. Pe urmă în 80 teatru de operă a trecut în sediul actual. Cum nu s-a numit teatru de-a lungul celor 100 de ani, tot teatru românesc era. Aici ne-am apropiat, cum am zis, de sala studio Valeriu Curcea. Suntem chiar deasupra scenei, cupola care ne rugăm Domnului. Nu ca, uitați, dacă vedeți, deja în aceste reparații, ne rugăm Domnului să nu dea o calamitate. Vedeți și acolo. Astea sunt pietrele care cad, pietricele care cad de la tencuiala teatrului. Spectacolul care se joacă în ziua respectivă, deci se repete. Iar dimineața se fac repetiții la spectacolele noi, în pregătire. Teatru, deci, activează, putem spune, și non-stop. Avem câteodată și câte trei ieșiri, dacă e nevoie, și de patru ieșiri într-o zi. Aici se produc toate detaliile pentru spectacole, tot ce ține de lemn. Evident, este în lucru, încă nu este vopsit, nu este prelucrat, nu este aranjat. După finisarea spectacolului, da. Ușa este dezmembrată, se folosește pentru un alt spectacol sau pentru un alt spectacol pe viitor care se va potrivi o astfel de ușă? Fiecare spectacol este individual în felul lui, adică, de exemplu, dacă unele spectacole se joacă 2-3 ani, avem spectacole care se joacă și peste 10 ani. Aici este spațiul de croitorie, croitoria pentru doamne, pentru că un costum de teatral
Este foarte complicat. Și, în general, avem două secții de croitorie. Croitorie bărbați, croitorie femei. Butaforia pentru spectacol. O să observați aici mai mult burete de ăsta care îl utilizăm de la Hamlet în sus picant, unde actorii care jucam în acest spectacol utilizam un fel de hamburgere. Asta e... În modul lui ideal ar fi trebuit să fie un hamburger, că e vopsit frumos. Dacă e să ne plângem, o să observați, e un spațiu cu care ne-am tot plâns la toate autoritățile, pentru că avem un acoperiș foarte distrus, foi de astea de azbest, și trebuie să schimbăm în totalitate tot acoperișul acestei clădiri.